Salut! Dispariția mea se datorează lui Dani Bucur și s-a finalizat la album 3 cu însemnarea SSD. Așa că revin acum la oile mele și vreau să lămuresc un lucru. Să iau ceața de poichi unui vecin, domnului G, de la Gheorghe, dar de fapt îl cheamă altfel, care e foarte intrigat că nu mai dau mâna cu el. Pe asta, ca să înțelegeți despre ce e vorba, intrați întâi pe linkul ăla de sus, vecinul G, vecina G, e soția domnului G. Și am avut cu ea un eșec. El explică acolo detaliat. De problema în sine, cunoaște și domnul G. Și țin minte că la o discuție la care au participat ambii soți, s-a pus problema ce îmi dau un loc pentru munca prestată. Și am spus, zic, am nevoie de o cap de tubulară de 8. Că într-o seamă mea de scule am pierdut capul ăla de tubulară. Și domnul Ghea a spus un lucru foarte adevărat. Nu am trusă de scule. Și cu asta chis plus. N-am mai simțit nevoia să, bun, n-am trusă de scule, dar ce vrea altceva? Ca să nu zic că, mai ales domnul Ghea, a lucrat în domeniul ăsta, a avut tangență cu domeniul IT. Gura! Și știa ce înseamnă asta? Păi dacă aduni cam cât mi-ar datora conform notei de plată făcute de mine, păi ieșea mai multe truse de scule. Și atunci era suficient să cumpăr o trusă de scule, să-mi dea mie capul de 8, să oprească restul. Și aș fi fost mulțumit. Dar n-a simțit nevoia. Și comunismul încă e în floare, domnul G. Cunoștințele mele sunt bunuri ale întregului popor. Păi, noastră nu aveați aceste bunuri și ați apelat la mine. Deci eu ar trebui să fiu mândru că pot să spun că v-am servit. Am trecut peste asta și în continuare am dat mâna cu respectivul. Însă, după aia am urmat o treabă care a pus capac. Domnul Ghe, în timpul liber, practică taximetria. Și nu mai știu de ce motiv, aproape o săptămână, zi de zi, a trebuit să mă întâlnesc cu cineva. Trebuia să trec dealul Melcilor, parcă așa îi spune, să merg până în centrul orașului. Și luam taxiul, că mi-era lene. Așa că am învățat cât costă, că le spune la ăștia, dom'le, nu mai cupla ăsta, că știu lecția, costă atâta. Și tăteam un leu sau doi în plus. E, și într-una din zile l-am văzut și pe domnul G, pe post de taximetrist. Și am apelat la dâns. Și normal, am spus, domne, nu mai cupla contorul, că știu cât costă. Am trecut dealul și l-am întrebat cât costă. Mi-a spus prețul dublu față de cât arăta la ceilalți când mergea cu contorul. Asta m-a deranjat rău, rău de tot. De ce face el asta? Că are o memorie perfect funcțională. A mea e defectă. De ce e memoria mea defectă? Fiindcă nu uit. A lui de ce e funcțională? Pare un mic soft acolo. Și din când în când se resetează. Și când ne-am întâlnit în taxi,
El a zis, domne, s-a întâlnit hoțul cu prostul, Radel, și m-a ras. Și de-aia eu refuz să dau mâna cu domnul G. A, nu trec la subtilități de genul, că pierd timpul. Asta am avut de spus. Și fiindcă am fost foarte scurt, e greu ca să mă pun iarăși în mână cu însemnările. Am mai atașat un link jos. E off topic. Sau nu? Față de problema asta. Dar mie mi-a plăcut. Toate bune. Nu promit că o să revin. Dar poate da. Unde te opresc? Deci, domnule G, ne rezumăm la salut, atât. Că asta cu datul mâinii, după normele mele, presupune o prietenie. Iar prietenia presupune corectitudine. Treaba mai complicată. Care depășește puterea noastră de înțelegere.